Deci, iată efectul unui pelerinaj la Sfânta Parascheva. Nu știm dacă în grup are același efect, personal are același efect. Eu sunt de acord ca oamenii să vină la Sfânta Cuvioasă Parascheva în număr cât de mare, nu e o problemă, dar nu cred că există o zi din an în care, apropiindu-te de racla Cuvioasei Parascheva, să nu primești harul și binecuvântarea. Este evident că la onomastica unui sfânt e bine să vii de ziua lui, că așa e frumos. Dar dacă vii cu credință în orice zi din an, fie că este pe explanadă, fie că este în baldachin, fie că este la locul ei în catedrală, în momentul când ai atins racla Sfintei, din clipa aceea tu ești sub harul lui Dumnezeu și nu trebuie să-ți faci probleme. Deci, aceste pelerinaje au în ele mii de minuni neînțelese și neștiute de nimeni. Eu am folosit-o asta, că asta îmi place cel mai mult, adică m-a mișcat și când am citit-o, a fost povestită de un om care el trăiește acel ginere al bătrânului, bătrânul nu mai trăiește, dar ginerele trăiește și astăzi, că el a povestit-o când s-a scris cartea respectivă. Și o altă întâmplare excepțională a Sfintei Parascheva, povestită de un om care a murit de 101 an, acum câteva zile, l-am lapomenit, am fost prieten cu el, din satul Călăraș Santa Mare, de unde în vremea foametei și a secetei, când a fost în 47, s-a hotărât la vremea respectivă mitropolitul Moldovei de atunci să facă o chestiune, pentru că se murea în Moldova de foame. Dacă spui cuiva că trebuie să faci un pelerinaj cu Sfintele Moaște să vină ploaie, evident că va râde de tine. Dar pe mine m-a încuiat un bătrân odată într-o discuție și mi-a închis gura. A zis: părinte, sunt foarte supărat, voi preoți, ce faceți? Zic, dar ce am greșit, bunelul, ce s-a întâmplat? Cum să dați voi la necredincioși să râdă de Dumnezeu, că dacă scoți icoana și aștept să nu plouă, să plouă, o să ai apă. Dar noi trebuie să ne rugăm pentru ploaie, părinte, indiferent că avem irigații. V-ați spus, bătrânul, logica unui om cu 4 clase, v-ați spus vreodată întrebarea: dacă nu plouă și noi irigăm tot, dar dacă nu plouă de sus, de unde mai trage apă? Nu sacă și păraile și râurile și lacurile, de unde e apă? Nu trebuie să umple și alea cu apă? De unde vine apa aia? Și am zis, uite, logica unui bătrân, mie nu-mi trecut să prin cap ideea și nici nu m-am gândit să o dezvolt la modul acesta. Și a plecat icoana făcătoare de minuni de la Neamț, ocrotitoarea, din Marea Lavra lui Alexandru cel Bun și mai târziu rectitorirea lui Ștefan cel Mare. Și a plecat prin Suceava, capul câmpului, venind prin județul Botoșani, că aici în Moldova era seceta puternică, și a plecat cu Vioasa Parascheva de aici la Iași spre Santa Mare. Și mașina s-a stricat exact acolo la intersecția, cum se cheamă acolo, Călăraș, Berza, Santa Mare. Oamenii au zis, bă, dacă s-a stricat, e un semn. Hai să facem aici o slujbă de ploaie. Și au venit oamenii, fiecare cu ce avea. Unul cu o pâine, unul cu o lumânare, unul cu un covor. Și au făcut acolo jos, așa ca un loc de rugăciune. Au luat racla și au coborât-o din mașină. Deci este povestit de omul respectiv. Și de o altă doamnă, care la vremea era fetiță de câțiva ani. Avea vreo 7-8 anișori. Și s-a făcut slujba acolo și a zis că deodată a început să se îngrămădească norii pe cer și când a început să plouă, s-au umplut șanțurile cu apă, a plouat 3 zile într-una, iar pe Sfânta, ca să nu o ude, au acoperit-o întâi cu un covor și apoi cu o folie și au dus-o pe jos în procesiune în biserica satului, în primul sătuc, la 2-3 km. Și acolo a stat și a făcut noaptea Sfânta și după aceea, a doua zi, când s-a mai potolit ploaia, a scos-o la drum și a dus-o înapoi la Iași. Și ia că acestea sunt minuni pe care le pot face sfinții, dar le fac dacă crezi. Deci, în primul rând, când te pornești la un pelerinaj, trebuie să te pelerinaj. Îmi sună un pic ciudat cuvântul ăsta, pelerinaj. De ce? Noi suntem în călătorie. Mai degrabă am spune călători pe cărările lui Dumnezeu. Deci când plecăm într-o călătorie din asta spirituală, în căutarea lui Dumnezeu, pe cărările credinței, cred că ar trebui cel mai mult să ne gândim cum am putea relaționa cel mai bine cu Sfântul, da? Ai un orice instrument din ăsta care merge pe calea undelor. Păi n-ai prins frecvența care trebuie, da? Deci n-auzi cântând, vorbind, n-auzi programul. Ei, cam așa un program sufletesc ne trebuie și nouă în contact cu Sfinții. Noi trebuie să ajungem în punctul în care să-i facem pe Sfinți să simtă că am ajuns la ei.
Adică în momentul când Sfântul simte că inima ta vibrează cu locul ăla, s-a și trimis încărcătura de care ai nevoie. Și unii spun, părinte, m-am făcut sănătos, părinte, vin de 20 de ani, părinte, vin de 15 ani, părinte, mi-a născut fetița, părinte, mi s-a vindecat soțul, părinte, mi s-a vindecat copilul, părinte, am scăpat de o problemă grea, părinte, am scăpat de un necaz mare. Și astea sunt minuni nescrise ale credinței. Alții vor spune autosugestia. Foarte bine. Bine că e autosugestia. Dar de ce trebuie să mă autosugestionez în chip ateu, că e o coincidență și o-mi vedea ce-o fi, când pot să mă rog lui Dumnezeu și știu ce este. Deci în clipa în care eu m-am pornit cu un scop și scopul meu s-a împlinit, înseamnă că fapta credinței este vie. Deci în momentul când te-ai pornit în pelerinaj, al doilea lucru este acesta. Inima înfrântă și smerită, pentru că sfinții au fost smeriți, asta obligatoriu, deci trebuie să luăm din atributele lor. Trebuie să avem această stare de milostivire sau de milostenie și aici aș spune că această milostenie o consider cea mai frumoasă, deși de câțiva ani am văzut ceva care nu prea este plăcut și util. Aici trebuie să fim și un pic atenți. Acum a ieșit modelul ăsta cu ambalajul ca să te protejezi de virus, de microbi, da, de nu știu ce. Dar ieșenii noștri întotdeauna au fost omenoși și au găzduit tot felul de pelerini, au venit la rând și au dat un ceai, un pachetel, un pachet de biscuiți, un dulce, o ceva, ca cei de la rând să nu se simtă străini în inima sărbătorii. Adică asta arată că tu ai un sentiment uman când te gândești că l-a venit de la depărtare cu mașina, cu trenul, cu ce s-a pornit el și tu îl întâmpini cu o vorbă bună și cu un ceai cald și cu ceva acolo cât de puțin. Deci asta arată elementul de umanitate. Deci relaționarea între semeni. Asta ne face frați. Noi suntem frați de trei ori în lumea credinței. Odată că suntem născuți prin har din Iisus Hristos și suntem toți fii și frați în Dumnezeu, odată suntem fii ai Maicii Domnului și suntem frați de credință prin Fecioara Maria care ne-a restaurat prin întruparea Fiului și a treia oară suntem frați de același sânge cu credința lui Hristos pentru că toți bem același sânge și mâncăm același trup și suntem una. El spune, eu vreau ca toți să fie sfinți, eu vreau ca toți să fie desăvârșiți, eu vreau ca toți să fie una, eu vreau ca toți să se mântuiască și toți la cunoștința adevărului să vină. Deci asta e cheia supremă. Și dacă am reușit lucrul ăsta, restul nu mai contează. Deci restul e minunăție, deci de la sine vine. Și lucrul ăsta trebuie să-l manifestăm și în mod practic. Am mai văzut gesturi frumoase, v-am spus la ieșenii noștri, vin cu sacoșa la rând și pentru cei care vrei să guși ceva ia de aici, vrei să guși ceva ia de aici, vrei să guși ceva ia de aici. Ei, ăsta e un gest de omenie. Pentru că în momentul în care poți face lucrul ăsta, înseamnă că tu ai inima înfrântă și smerită și atunci și Dumnezeu spune așa, milostenia trece pe la poarta cerului și pe la poalele lui Dumnezeu, pe la tronul lui Dumnezeu. Și nu există act mai mare decât să-ți pui sufletul pentru aproapele. Deci dacă ție ți-i frig, înseamnă că și lui e frig, dacă ție ți-i sete, înseamnă că și lui e sete, dacă ție ți-i foame, înseamnă că și lui e foame, dacă tu ești obosit, înseamnă că și el e obosit. Ei, și această odihnă care noi o putem acorda acestor călători pe cărarea lui Dumnezeu, asta ne arată că ne interesează folosul și roada aproapelui, Isaac Sirul. Mâinile care fac bine sunt mai puternice și mai plăcute lui Dumnezeu decât cele care se roagă și buzi cele care rostesc rugăciunea sunt mai bune decât cele care fac milostenia sau sfătuiesc de bine pe cel în supărare. Adică în momentul când tu poți să-ți pui sufletul cu ceva pentru aproapele, te asemeni unui sfânt, că de fapt sfântul ce face? Stă și dă telegrame, dar să duhovnicești. Doamne, ăsta are un necaz, ajută-l. Doamne, ăsta are o boală, vindecă-l. Doamne, ăsta are o problemă, rezolvă-o. Doamne, ăsta are cu tare lucru, ajută-l și pe el. Și în felul ăsta Dumnezeu comunică prin sfânt, exact cum te-ai duce la un centru de telefonie și vorbești în locurile unde ai nevoie. Fiecare sună unde are problema. Dar punctul, numărul 0012, cum se spune, este acolo la sfânta. Deci ea sună pentru toți la urgență, cum se spune. Astăzi l-ajuți pe asta, Doamne, astăzi l-ajuți pe asta, astăzi l-ajuți pe asta.